În ultimele săptămâni din an am lucrat cel mai mult pe subiecte legate de control, în diferite forme și nevoia de control a celor cu care am lucrat. Și cred că este una dintre nevoile de bază ale noastre ca și oameni. Vrem să ne putem controla mediul ca să ne simțim în siguranță. Acum, la final de an, te invit să te gândești la care sunt acele lucruri pe care nu mai e cazul să le controlezi și pe care vrei să le lași în urmă. Adică acele lucruri care nu mai au de-a face cu prezentul tău, dar sunt gânduri învechite pe care le-ai rulat suficient și care în realitatea ta nu se mai regăsesc. Poate ai o relație de 5 ani de zile cu un partener în care n-ai avut încredere și l-ai suspectat și nu ți-a demonstrat decât că poți să ai încredere în el. Și după 5 ani, poate e timpul să lași neîncrederea în urmă. Poate vrei să lași în urmă gândurile autocritice față de tine. Poate vrei să lași în urmă convingerile că alții nu poate să facă la fel de bine ca tine. Fiecare final de an poți să-l folosești la a pune o intenție pentru a lăsa ceva în urmă, a închide un capitol ca să creezi un spațiu nou pentru un capitol nou. De cele mai multe ori, la final de an, oamenii spun ce vor să facă și nu la ce renunță. Și fii atent că nu poți să pui ceva în spațiul tău fără să dai drumul la ceva din spațiul tău. Pentru că la nivelul tău, aceleași lucruri vor rămâne constante. E legea transformării. Ca atare, dacă vrei să pui ceva nou în spațiul tău, te invit ca prima dată să lași în urmă ceva ce nu îți mai servește. În Inspired Money Foundation punem accent pe asta și sunt oameni care și-au învățat foarte frumos acest obicei de a te descotorosi de lucrurile care nu-ți mai servesc. Adică te-am invitat în curs să lași în urmă acele lucruri din dulap care nu-ți mai servesc, să le donezi sau dintr-un sertar sau să le ștergi de pe calculator ca să creezi spațiu nou. Imaginează-ți că mintea ta și viața ta e ca un calculator, ca un procesor. Dacă tot pui programe pe el și tot aduni documente pe el, la un moment dat se încarcă, nu mai poate și dă kicks. Îl mai poți resuscita cu câte o resetare și îl repornești, dar merge din ce în ce mai greu. Așa că te invit să nu faci doar ce face majoritatea, adică să-ți pui lucruri noi în spațiu, începând cu anul viitor, ci te invit în primul rând să stabilești 3 lucruri la care le dai drumul din spațiul tău. Și nu doar la nivel de intenție, ci fă asta la nivel fizic, adică șterge ceva de pe calculatorul tău, fă ordine într-un dulap și donează haine ca să creezi spațiu. Efectiv să creezi spațiu, aruncă din portofel lucrurile adunate acolo care nu îți mai trebuie, care nu îți mai servesc. Aruncă din rucsac bonuri, facturi care au fost adunate acolo, lucrurile de care nu mai ai nevoie. Și odată cu asta, în momentul în care arunci acele lucruri, lasă ceva în urmă din acele lucruri care nu îți mai servesc, care nu mai sunt ancorate în prezent. Și asta îți spun că e un lucru foarte, foarte important pe care să-l faci. Dacă te uiți la viața ta, în felul în care funcționezi acum, sunt o serie de credințe care nu te mai ajută sau o serie de obiceiuri care nu te mai ajută, care le-ai construit pe baza unor experiențe dureroase din trecut, care au trecut de mult și care te-au apărat atunci, dar acum pur și simplu nu mai ai nevoie de ele. Și dacă ești isteț, nivelul 2, nu numai că lași în urmă acea convingere sau acel gând, ci puneți intenție cu ce să-l înlocuiești. Pentru că în viață nu poți să dai drumul la ceva fără să ți se întoarcă în același moment, să pierzi ceva fără să câștigi în același timp. E legea transformării și legea sincronicității, ci pur și simplu lasă în urmă o convingere și înlocuiește cu alta, la nivel de intenție. Notează-o și peste un an, de acum încolo, am să te invit să te întorci la ea și să vezi cum s-a transformat viața ta. Acestea fiind spuse, îți doresc un an nou, cu împliniri,
să trăiești în valorile tale cele mai înalte, să ai reușite excepționale în valorile tale cele mai înalte, să-ți dai voie să trăiești în zona ta de geniu, fără teamă că ai putea să pierzi ceva sau pe cineva drag, să îți dai voie să te iubești pentru cine ești tu, cu părți luminoase și întunecate, și îți doresc să transformi acele lucruri care nu îți mai servesc din acest an în alte lucruri pe care dorești să le obții în anul următor și care te duc la nivelul următor.